Salut, sunt Michael Star, bun venit la Q&A 13. Trecând peste numere cu ghinion, horoscop, pisică neagră și alte lucruri lipsite de logică, încercăm să răspundem astăzi la o întrebare foarte importantă și cât se poate de simplă. Cum îți începi cariera de DJ? Mi-a scris pe YouTube Bogdan Wolf Grey. El vrea să devină DJ și producător și evident îi trebuie bani pentru echipamente. Vrea să știe cum să înceapă. Cel mai simplu mi se pare să te împrietenești cu un DJ care are aparatură sau care lucrează într-un club cu aparatură bună. Ajută-l cu ce poți. Dacă ești fotograf, de exemplu, fă-i fotografii de prezentare. Dacă ești designer, dacă te pricepi la grafică, fă-i logo, fă-i afișe, fă-i flyere. Dacă ești zugrav, zugrăvește-i casa. Mă rog, înțelegi ce vreau să zic. Roagă-l să te ajute, roagă-l să te învețe, roagă-l să te lase să stai lângă el la pupitru în timp ce lucrează. Du-te la cât mai multe petreceri cu el. Dacă poți, du-l cu mașina și adu-l cu mașina. Ajută-l să-și care echipamentele, ajută-l să-și monteze echipamentele. Eu știu, dă-i de băut, plătește-l dacă trebuie. În timp o să înveți. Mai repede sau mai târziu, asta depinde și de tine și depinde și de el. Și când o să fii destul de bun, o să te lase să pui și tu muzică. Eu știu, la început, când se duce el la baie sau când se duce la țigară. Apoi poate te lasă să faci warm-up sau poate o să te lase să pui muzică dimineața, la final de petrecere, când el e obosit. Încet, încet devii tot mai bun și la un moment dat o să poți să câștigi bani din asta. Știu că funcționează metoda asta și știu că funcționează pentru că eu așa am învățat și așa am învățat și eu pe alții. Altă soluție ar fi școala de DJ. Costă, dar merită. În felul ăsta înveți lucrurile organizat și evident mai și cunoști oameni. Și foarte important și chiar o să te ajute, îți iei și atestat de DJ. Există destul de multe școli de DJ în România, le găsești foarte simplu, e de ajuns să dai un search pe Facebook. Bun, indiferent dacă apelezi la o școală de DJ sau te învață un prieten DJ, trebuie să înveți și singur, cel puțin partea de teorie muzicală. Și în zilele noastre chiar ai de unde. Internetul e plin de tutoriale. Dacă ești vorbitor de o limbă de circulație internațională, e foarte simplu, YouTube-ul e plin de materiale video cu și despre DJ. Dacă vorbești doar limba română, le ai pe ale mele. tv.michaelstar.ro, le găsești frumos acolo, sau poți să le vezi direct pe YouTube, pe youtube.com/mcmichaelstar. Mai există și Party Basta în România, care face în limba română un vlog foarte bun. Mai există și niște episoade făcute foarte bine de altfel de Vali Bărbulescu. Astea sunt sursele pe care le știu eu în limba română. Dacă tu mai știi altele, lasă-ne și nouă link-uri în comentarii pe YouTube. Uite așa, ca să le vedem și noi. Foarte important, dacă abia acum te apuci de meseria asta, trebuie pentru început să-ți dai seama ce-ți place. Să-ți dai seama pe ce-ți place să lucrezi, pe ce-ți place să mixezi. Cea mai mare prostie pe care poți o face e să-ți cumperi aparatură chiar de la început. N-ai de unde să știi ce trebuie să-ți cumperi. N-ai de unde să știi ce-ți place ție. Evident că o să primești tot felul de sfaturi, vezi că playerele sunt nu știu cum, vezi că pe pick-up-uri e mai mișto, vezi că pe tractor e mai ușor, vezi că săratul nu știu ce face, vezi că Record Box a introdus nu știu ce tehnologie și așa mai departe. Dar nimeni niciodată nu o să știe mai bine ca tine ce-ți place ție. Încearcă să testezi, încearcă să lucrezi pe orice îți pică la mână. Încearcă playere, încearcă softuri, încearcă pick-up-uri. Și la un moment dat o să-ți dai seama, băi, uite așa îmi place mie să lucrez și abia atunci îți cumperi aparatură. Așa e cel mai simplu și așa e cel mai sănătos dacă nu cumva cine știe nu te dau banii afară din casă și n-ai ce să faci cu ei. Sfatul meu, învață încă de la început să mixezi manual, să faci totul manual. Indiferent de pe ce lucrezi, indiferent ce softuri folosești, trebuie să știi să faci și totul manual. Dacă vrei să fii DJ și nu doar un băiat care se duce și pune muzică și câștigă niște bani, învață de la început tot ce poți să înveți. Pentru că, e adevărat, e clar, avem foarte multă tehnologie la dispoziție, e și păcat să nu profităm de ea. Hai să profităm, hai să facem programe mai frumoase, pentru că tehnologia ne ajută. Discuția aia cu folosești sau nu sync, deja mi se pare puerilă, mi se pare așa copilărească. Evident, folosește-l dacă tu crezi că te ajută. Dar, în același timp,
Ia iurea să zici tu despre tine că ești DJ și să nu poți să pui două piese una peste alta fără să folosești sync. Așa poți să înveți, așa poți să ajungi DJ. Dacă tu ai alte sugestii, dacă ai alte păreri, dacă ai întrebări, le aștept cu drag în secțiunea de comentarii de pe YouTube. Mă găsești foarte ușor și pe Facebook și pe Instagram. Dacă ești un om ordonat și îți place să vezi lucrurile organizat, o să-ți placă tv.michaelstar.ro. Spor la muzici și petreceri reușite. Ciao, ciao!